academician Victor Lăcăduș. Profit de faptul că vă văd într-o seară cu tomate. Vă mulțumesc în mod deosebit că ați acceptat invitația noastră de a vorbi despre bolile tomatelor. Suntem într-o perioadă, să-i spunem, destul de diferită de la un producător la altul. Sunt unii care au plantat mai devreme, au încălzit și au început recoltările de o lună. Alții sunt acum în plină recoltare, iar alții încă n-au început recoltarea, cum ne aflăm noi aici în parceluța aceasta de tomate, tomate care au fost înființate în luna martie și care peste vreo 10 zile, 2 săptămâni, vor începe și acei recoltările. E destul de greu să poți să abordezi niște aspecte care să-i ajute pe toți producătorii. Pentru că există ceva caracteristic care i-a afectat pe toți, indiferent când au plantat, indiferent dacă au avut sau nu căldură. Și anume, variația factorului climatic. Această iarnă și primăvară, aș spune că au fost ambele anotimpuri total atipice. Iată că și încă în primele săptămâni ale lunii mai am avut dimineți foarte răcoroase. N-am putut deschide ferestre, că era foarte frig. Și nici cultivatorii n-au putut să țină deschise solariile. Dimpotrivă, încă de cu seară le-au închis pentru a menține căldura. De a reține căldura care a fost acumulată peste zi, lucru care nu este deloc bun și care poate să ducă uneori la apariția manei, Doamne ferește, de așa ceva, pentru că mana poate apărea chiar în condițiile în care abia ne apucăm de recoltat și, din păcate, putem să începem să recoltăm doar roșii mânate care cad și scoatem cu remorcile din solar. Nu e numai datorită vremii, ci e și datorită construcției, tipului constructiv. Pe noi, nu știu de ce, din sărăcie, n-am fost în stare, eu cred că nici specialiști n-am avut suficient de bine pregătiți și de răspândiți și care să transmită tuturor care este înălțimea potrivită pentru România la un solar sau chiar la o seră. Noi aici ne aflăm într-o seră modernă pentru noi, relativ modernă pentru olandez, este o seră adusă din Olanda. Deci o înălțime de până în 4 metri, 4,5 metri, încă este joasă. În mod normal ar trebui să avem 5 metri, 5 metri jumate, 6. Am văzut că se construiesc suprafețe cu înălțimea la coamă de 7 metri. Acelea sunt potrivite. Așa ar trebui. Atenție, nu este nicio legătură între specia cultivată și înălțimea serii. Facem salată, sau a solarului, facem salată. Asta nu înseamnă că noi putem să folosim solare cu înălțimea de 2 metri jumătate, cum au fost la început primele solarii care s-au construit în România. Nu, este vorba de relația, este controlată de către mediul exterior. Cum avem vreme afară. Iarăși trebuie să rețină fiecare cultivator că nu există solar în care să nu găsești agentul patogen, mana. Ei există acolo ca și alți agenți patogeni, ei există, dar așteaptă condiții favorabile să se manifeste. Așteaptă să apară o picătură de apă care apare sub formă de condens în momentul în care scade temperatura în interior, în momentul în care aerisirea este deficitară și umiditatea relativă crește, se creează mediu prielnic pentru dezvoltarea agentului patogen. Și când ne dăm seama că a apărut, ce facem? E destul de târziu. De mai mulți ani noi promovăm pe cât posibil tratamente preventive, controlul preventiv. Așa cum, de fapt, știți și dumneavoastră că se practică la ființele umane, că e bine să prevedem
apariția vreunei boli, printr-un anumit regim alimentar, fizic. E, așa e și la legumele acestea, trebuie să avem un anumit regim de temperatură, de aerisire. Dacă nu se poate și nu se poate, sigur că trebuie să intervenim cu produse, de regulă sistemice sau combinate. Personal apreciez orice produs care e pe bază de cupru, în cazul manei. Că se știe, cupru are și un efect retardant, dar acum nu ne mai interesează efectul retardant. Ne interesează să salvăm cultura. Să salvăm cultura și, sigur, să apucăm să recoltăm ceva. O atenție deosebită, însă, în această perioadă, trebuie acordată dăunătorilor. În mod deosebit, acelor dăunători care sunt și vectori de viroze, adică cei care transportă virusul. Cum ar fi, ca să mă înțeleagă toată lumea, tripșii, musculița albă, care circulă pe afară, pe buruieni. Pe buruieni sunt fel de fel de virusuri. Preia virusul de acolo, pătrunde în solar, înțeapă frunza de tomată sau de ardei și lasă virusul. În momentul acela a lăsat virusul. Spun că trebuie să fim atenți. De ce? Pentru că nu se mișcă, cum spunem noi, decât în momentul în care se încălzește afară. Și în momentul în care se încălzește afară, circulația lor devine destul de pregnantă și pătrund prin gurile de aerisire, prin laterale, așa, pătrund în solar. O modalitate de control se vede, cred, în spatele meu. Sunt niște cartonașe care au impregnate niște substanțe și culoarea este importantă, că atrage anumite insecte, iar dimineața, cultivatorul când intră în solar, e un prim lucru care ar trebui să-l facă, controlează aceste capcane, da? Și vede ce insecte s-au pus pe aceste capcane. Sunt multe insecte, în mod deosebit, iarăși atrag atenția asupra lututa absoluta, care dacă a apucat și a intrat, este un fel de catastrofă națională. Îmi pare rău că spun lucrul acesta, dar nu s-a reușit să fie controlată și oamenii să fie ajutați în așa măsură încât să eradicheze această tuta absolută. Revenind la insectele purtătoare de virusuri, în momentul în care a lăsat virusul în frunză, el este imediat preluat de celulele vegetale, înmulțit și într-o săptămână, 10 zile, maxim 2 săptămâni, tot așa în funcție de temperatură, constatăm o serie de simptome. Planta nu mai crește, se piticește, apar îngălbeniri, vârfurile de creștere se încrețesc. Oamenii știu ce se întâmplă, de exemplu, dacă aplică 2,4-D, un erbicid pentru a stimula legarea florilor. Dacă îl aplică în exces, îl aplică greșit, vor constata simptome oarecum similare cu viroza. Deci să fac o legătură între astea două, să vadă, oricum, după ce, să spunem că a ghicit că e viroză sau a chemat un specialist, nu mai are ce să facă. Produsul a fost folosit ca stimulant de creștere în legumicultură, dar în acest moment este interzis în Uniunea Europeană. Este permisă folosirea lui doar ca erbicid sistemic în combaterea buruienilor la grâu și la porumb. Din păcate, pentru a avea tomate timpurii, unii legumicultori recurg la acest produs controversat, interzis tocmai pentru că era folosit în exces. Și iată, am aici un fruct dintr-un soi cunoscut de toată lumea și care se numește precos. E un soi bulgăresc. Se vede aici acest mucron care dă să se formeze sau s-a format și e micuț. În cazul în care aplicăm 2,4-D ca să lege fructul, acesta poate să ajungă la o dimensiune și de 2 cm. Oricum, le spun tuturor,
2,4-2 este interzis, dar în același timp, suntem în 2022, nu e găsit în literatură nicio trimitere că acest produs, în concentrațiile în care se folosește, chiar și atunci când aceste concentrații sunt greșite, ar avea acțiune cancerigenă. Da, să le explicăm puțin telespectatorilor. Deci este vorba de acel țugui, cum se numește, cum îi spun oamenii. Eu i-am spus moț și au râs de mine. Moț, mă rog, da. Țugui, moț, mucron. Da, este mult mai pronunțat, nu cum este la roșia pe care o aveți dumneavoastră în mână. Eu o arăt. Acela e soiul. Pentru că este caracteristic acestui soi. Deci el are oricum tendința să facă acest mucron. Și în momentul în care aplici 2,4-D, mucronul este cu mult mai pronunțat pentru că el stimulează vârfurile de creștere. Noi aici ne aflăm într-o seră unde cultura de tomate este ecologică și combaterea se face cu ajutorul prădătorilor naturali. Și stimularea se face cu bondari. Colegul nostru, cameramanul, a filmat niște fructe în care sepalele florii de tomate au rămas aici. Eu vă spun tuturor că dacă găsim aceste sepale în partea de sus a fructului, fructul acela a fost stimulat. Dacă sepalele au rămas în partea apicală a fructului, fructul acela a legat natural. În cazul de față, a legat datorită bondarilor, pentru că vremea așa cum a fost, când a fost favorabilă, când a fost nefavorabilă. Și aș mai spune ceva, dacă îmi permiteți, și anume că am văzut de curând pe internet colegii mei care spun că se folosesc substanțe pentru coacere și pentru legare, amestecat și că amândouă și una și alta produc aceste deformări? Nu, nu. Pentru stimulare, v-am zis care e, pentru coacere se folosește un alt produs, etrel. Și el a fost scos la legume, nu avem dreptul să-l folosim, dar concluzia la care am ajuns eu, de ce a fost scos, că nu găseam, n-am găsit nicio explicație, a fost scos datorită excesului în utilizarea unor producători, ceea ce nu e bine. Dar și în cazul etrelului nu s-au găsit niciun fel de legături între consumul de legume tratate cu etrel, așa și apariția unor forme de cancer. Etrelul, de fapt, duce la formarea unei substanțe specifice tipic ca cea originală, naturală, și care grăbește coacerea. Scopul folosirii substanței este ca legumele să reziste la depozitare săptămâni sau chiar luni întregi. Însă roșiile nu au avut timpul necesar pentru a acumula vitamine. Nu sunt coapte, ci doar par așa. Nu sunt hrănitoare și nu ne aduc niciun beneficiu. Nu recomand, pentru că, în general, crește procentul de fructe pătate, coacerea neuniformă, așa cum, de exemplu, la aplicarea 2,4-D-ului crește procentul de fructe cu goluri. Deci, din punct de vedere comercial, rezultatele nu sunt atrăgătoare. Să sperăm că nu vor mai folosi nimic și că toate legumele pe care le vom mânca românești vor fi legume ecologice. Speranța noastră poate să fie viabilă în condițiile în care instituțiile statului verifică toate importurile, așa cum s-au făcut din când în când și s-au găsit fructe din unele țări care depășeau cu mult rezidiile de produse interzise.